un mică propriu și are un prieten de 20 ceva de ani. Vreau să zic și de dumneavoastră. Vreau să mai spun că în 2012, dintr-un șuietrie care s-a făcut la Liberal, domnul Andrei Ignat m-a sprijinit, m-a ajutat din vicepreședinte. Ne cunoaștem din peste 30 de ani, 30 ceva de ani. În 2012, din cauza jocurilor politice, n-am putut să candidez la Liberal. Voi muri la voi, mai rămâne tot Liberal. Că de ce pot? Nu pot să scrie fronte și Steaua Rusii s-o pui, la Liberal, mai zic. Și, domnul președinte, am candidat la Partidul Ecologist Român. Din cauza că m-a dus cu vorba, domnule, vei candidat, vei candidat. Județul Neamț, o rușine pentru Moldova a fost Județul Neamț, când nu au pus liberalii să candideze pe locul lui Moldovean. Bacău, cu singi din moldovean și de român în el, au avut curajul fiecare ne separat. Să vedem câți ai tu și câți ani. La noi nu s-au întâmplat așa. Și din nevoia asta am candidat la ecologie. Vă mulțumesc! Să spun câteva cuvinte, nu trebuie microfon. Dar o remarcă, pe... am încredere în centru. Da? Trebuie să dați replica, da. Constanța nu crede urmă nenu, chiar pe dreapă. Știi, da. Cunoști, urmă, dreapă. Cunoști câta vie ai. Duce, exact ce vă spuneam, discuțiile astea cu tatăl Moldovei la Constanța și duce, sunt o pistă falsă pentru autorii, de fapt, subiectul principal. Dar domnul Andrei, dar eu am rămas surprins când am văzut că domnul Ponta la el, județul Dolj, Olj, Vâlcea și cu Gorjul, formează o regiune. Dar păi tu mă pui pe mine alături de Vrancea, nu de Vrancea, că am greșit, de Vaslui și de Botoșani, care știm cu toții că s-au mărit în Moldova. Pe și ei fac parte din țara noastră. Corect? Dar de ce ne pui alături de Vrancea și Botoșani când puteai să pui Neamț, Iași, Vaslui, Suceava și Botoșani. Să facem o regiune. Și Vaslui, Bacău, Galați și Vranța, alte regiuni. O să avem grijă să te-o să te-o de cum oare. Păi da. Trebuie să avem înseamnă prudență și eu cred că ce mai bine ar fi Iașul, Bacău, chiar Brăila, Galați, două regiuni separate, Iași, Remar, ca aibă zona lor. Și pe câte ori distanță, cu ce mai bine. O doamnă aici. Problema este alta. De asta sunt foarte mult la Moldova. Astea 8 județe moldovenești. Poate Dumnezeu și cu Maica Domnul ne vom trece plutul și ne vom uni. Ce să caute ăștia de la Franța? Păi asta fi la mama dreacu când nu mai era. Se găsește și harta pe site-ul România. O frumos, foarte. Asta e, Moldova sunt tot. 10 minute o să trebuiască să mergem la conferința de presă, care e o sală mai sus. Mai sunt întrebări? Vreau doar să fac o remarcă, că am de plină încredere în inițiativa domnului Andrei Ignate, care îl cunosc foarte puțin doar, dar m-a convins până acum că dumnealui într-adevăr are o inițiativă bună și aș vrea foarte mult prin acest deocamdată ONG IRL să se corecteze multe să zic așa, scăpări ale politice din județul Neamț. Pentru că în județul Neamț se fac și se desfac alianțe, pentru că în județul Neamț politica este mult mai dură ca la București, pentru că în județul Neamț și în Piatra Neamț viața este mult mai grea ca la București, pentru că în județul Neamț se ajunge să fii concediat nici măcar cu dreptul de a fi șomer. Eu însă sunt o victimă a societății APASEF, care este unică în țară, că are costul la apă cel mai mare, și mă bucur mult că domnul Andrei Ignat a creat acest ONG, sau poftim echipa dumnealui, dar dumnealui a fost unul din întemeitori, ca să schimbe multe scăpări ale politice din județul Neamț și apreciez această nouă formațiune viitor politică, bănuiesc că deocamdată este un ONG și vă urez mult succes. Vreau totuși să fac o precizare înainte de... Inițiativa România Liberală nu se va transforma în partid politic. Pentru că în momentul respectiv își va pierde scopul principal, care este să-i adune pe toți cei care gândesc de dreapta într-un singur loc. Și
cred că trebuie să rămână ca atare, indiferent dacă cei care sunt membri ai Inițiativei România Liberală fac parte din diverse partide politice. Important e ca aici să fie locul de întâlnire. Și cred că asta trebuie să facem, să păstrăm cu multă grijă, să nu care cumva să ajungă partid politic. Este ceea ce noi urmărim. Dar fiecare trebuie să facă parte dintr-un partid politic, dacă vrea, într-adevăr, să poată să pună în practică ce facem la ele. Da, și eu aș vrea să întreb, dacă până am spus cumva adevăratele intenții ale liberalilor din Parlamentul României față de această inițiativă. Suntem așa de... Adică mă refer în primul rând la domnul Tăricianu. Ce vă pot spune este că domnul Tăricianu, cu care sunt prieteni, știu domnul Tăricianu, de atâția ani de zile, el s-a înscris în PNL în 22 sau 23 decembrie, în 28. Și, practic, acolo ne-am întâlnit, ne-am cunoscut, am luptat împreună atâția ani de zile, am rămas prieteni. Călin, cred că încearcă, împreună cu încă câțiva, să schimbe PNL-ul din interior. Ceea ce, după mine, este extrem de greu în momentul de față, prin modul în care este organizat, condus și mai ales prin statutul partidului, care dă puteri absolute președintelui partidului, care nu trebuie să dea socoteală nimănui pentru ceea ce decide și ceea ce face. Peste statutul acum, sigur că la un moment dat poate lucrurile se vor schimba. Deci, eu cred că astăzi nu are rost să discutăm de PNL. PNL-ul este prizonierul obsesiei lui Antonescu de a ajunge președinte. Și Antonescu e în stare să sacrifice partidul pentru ca el să-și atingă scopul respectiv. De ce nu apar dizidențe în partid? Nu apar pentru că cei care conduc partidul la nivel județean au interese să-și păstreze funcțiile și posturile pe care au ajuns în actuala guvernare. Și ei, de fapt, sunt cei care sunt mulțumiți că sunt la guvernare, că sunt acolo unde sunt și că... Și atunci e foarte greu să se facă vreo schimbare. Eu cred că vor rămâne împreună până undeva în după alegerile europarlamentare și cred că pot să apară surprize pentru PNL neplăcute doar în preajma alegerilor prezidențiale. Deci, din cauza asta, eu nu văd cum PNL-ul să poată să redevină un partid de dreapta înainte de alegerile pentru prezidenție. Și atunci, eu cred că partidele actuale, care sunt pe partea dreaptă, care gândesc de dreapta, trebuie să găsească o formulă să fie împreună tocmai pentru bătăliile care urmează. Organismele internaționale liberale sunt, în principiu, organisme dominate de partide internaționale liberale, cum e ALDE în Europa, sunt dominate de partide liberale, dar sunt partide cu vederi de centru stânga sau chiar de stânga. Eu mi-am dorit, și nu s-a realizat lucrul ăsta, ca PNL-ul să fie asociat nu liberalilor europeni, ci Partidului Popular European, pentru că, de fapt, în România, Partidul Național Liberal a fost un partid de dreapta în perioadele importante ale istoriei țării ăsteia și prin politicile pe care le-a făcut, a dus, de fapt, la bunăstare și la modernizarea României, la europenizarea ei foarte rapid.